Noaptea va fi tropicală, mai ales în regiunile sudice și vestice, iar temperaturile minime se vor situa între 10 grade în estul Transilvaniei și în jurul la 25 de grade în dealurile de vest. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Mâine, valul de căldură va persista și se va intensifica în cea mai mare parte a țării. Local va fi caniculă, disconfort termic accentuat și indice temperatură umezeală ce va depăși pragul critic de 80 de unități, precum și noapte tropicală. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 28 și 38 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade în dealurile de vest. Gradul de instabilitate atmosferică va fi accentuat din a doua parte a zilei și pe parcursul nopții în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, precum și la munte, unde local vor fi perioade cu norări, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar fenomenele specifice instabilității atmosferice vor fi posibile izolat cu o probabilitate mai mare în Oltenia și în zona montană. La noapte în București, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18-20 de grade. Mâine în capitală, valul de căldură se va intensifica. Vremea va fi caniculară, cu disconfort termic accentuat și indice temperatură umezeală de peste 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, cu norări trecătoare seara și la începutul nopții. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 36-37 de grade, iar cea minimă de 17-19 grade.